Mergând mai departe cu informarea dumneavoastră, știți foarte bine că a fost în preocuparea mea, și nu doar a mea, ci și a prefecturilor dinaintea mea, situația din cheile Bicazului. Acolo sunt destul de frecvente căderile de pietre sau situațiile de arbori căzuți în urma unor fenomene hidrometeorologice de cod roșu sau cod portocaliu. Ce s-a făcut pentru a preîntâmpina sau pentru a fi mai pregătit decât de obicei? În luna iulie, anul curent, a fost emisă hotărârea CJSU cu numărul 12 din 2-7-2024, care prevede luarea unor măsuri de siguranță pentru DN12C cheile Bicazului. Ce anume, în urma acestei hotărâri, secția de drumuri naționale va monitoriza permanent alunecările de teren și arborii cu risc de prăbușire, dar și în urma fenomenelor hidrometeo, cod portocaliu sau roșu, așa cum vă spuneam mai înainte. Adică va fi o monitorizare pe termen lung și fără termen, permanentă. Bineînțeles că după fiecare fenomen de vânt puternic sau precipitații abundente, dânsii se duc punctat în urma acestor fenomene hidrometeorologice, cod roșu sau cod portocaliu. De asemenea, în luna iulie, conform raportărilor secției drumuri naționale, nu s-au constatat căderi de arbori sau pietre pe zona carosabilă. De asemenea, s-a emis hotărârea CJSU 27 din 7-11-2023. Aceasta a fost hotărârea care a stat la baza celorlalte demersuri pe care le-am făcut, unul dintre ele fiind pe cale de a se finaliza. Care este acel demers? Expertiza, pentru că noi am insistat să pună în aplicare dispozițiile CJSU din 7 noiembrie 2023, dispoziții luate pe vremea domnului prefect Niță, și între timp, din data de 5 august, s-a deplasat la fața locului o firmă specializată care au ridicat drone, care au luat probe, eșantioane din materialul stâncos, urmează să fie supuse aceste probe unor analize geotehnice, să vedem care este riscul de fragmentare, rupere, care sunt fenomenele care, mă rog, facilitează căderile de piatră, scopul fiind unul dublu, de fapt sunt două scopuri, unul de a stabili un areal de siguranță rutieră și al doilea să stabilim măsurile tehnice ce pot fi adoptate pentru evitarea sau limitarea pe cât posibil a pierderilor de vieți omenești pe viitor. Deocamdată, slavă Domnului, am avut un singur incident, cred că printr-un noroc, soldat, în noroc mă refer la frecvență, când nu a fost o frecvență mare. Nenorocul e că a murit un om și noi luăm în serios aceste lucruri, iar pentru noi constituie un semnal de alarmă. Bun, ce urmează? Urmează să primim acest raport care se va întocmi în urma expertizei care se va face. Datele au fost deja preluate de către firma de profil. Urmărim să găsim inclusiv soluția scoaterii din zona protejată a arealului de siguranță. Acest lucru nu se poate face oricum. Se poate face pe baza unor inițiative legislative prin care acel versant sau parte din versantul respectiv să vină în zona de siguranță rutieră. Dar pentru asta ne trebuie această expertiză, pentru că expertiza face și o cartografiere a zonei și vom ști exact ce vom cere, când vom cere. Adică de la Borna X până la Borna Y. Nu putem duce să cerem scoatere din arealul protejat a întregului versant. Trebuie să știm exact punctele nevralgice care pot reprezenta un pericol pentru circulația pe drumurile publice.